Vom încerca să redimensionăm din nou aceste imagini în așa fel încât să nu se suprapună peste textul introdus. Bineînțeles că și asupra textului pot fi aplicate o multitudine de efecte. În prima fază ne gândim să aplicăm un efect de umbră acestui text. Pentru a face acest lucru, selectăm stratul care conține textul și apoi din meniul Filters, sub meniul Light and Shadow, avem opțiunea Drop Shadow. În acest moment se aplică o mică umbră de culoare neagră textului pe care noi l-am introdus. Dacă, de exemplu, executăm un click în această zonă Color și alegem o umbră de o nuanță mai deschisă, se observă mult mai bine aplicarea acestei umbre textului. Bineînțeles că putem interveni și asupra proprietăților acestei umbre. Și după ce am stabilit proprietățile conform dorințelor noastre, executăm un click pe butonul OK. O altă modalitate de a scoate în relief textul introdus într-un astfel de afiș este desenarea în spatele textului un anumit șablon cu ajutorul instrumentului Paintbrush. Pentru a face acest lucru, vom crea un strat nou pe care o să-l denumim Paintbrush. Acționăm butonul OK și ne asigurăm că acest strat nou creat este poziționat sub textul pe care dorim să îl scoatem în relief. Apoi, alegem instrumentul numit Paintbrush, alegem unul din șabloanele pe care aplicația GIMP le are și cu acest strat selectat Paintbrush nu am altceva de făcut decât să încep să desenez sub textul introdus în afiș. Pentru un și mai mare efect de spațialitate, putem aplica imaginii de fundal un efect de blur. Pentru a face acest lucru, selectăm stratul care conține imaginea de fundal, adică școală.jpg, și apoi din meniul Filters, sub meniul Blur, alegem opțiunea Gaussian Blur. Modificăm proprietățile pentru size X și size Y la 4,5. Se observă în acest moment că imaginii de fundal i s-a aplicat acest efect de blur. Acționăm butonul OK și în acest moment afișul nostru este gata. Nu înainte de a salva întreg documentul nou, acționăm meniul File și apoi opțiunea Save As. Alegem locația în care dorim să salvăm documentul nostru, îi dăm un nume și acționăm butonul Save. Dar pentru ca documentul nostru să poată fi transmis în format electronic sau chiar și tipărit, am avea posibilitatea să îl exportăm sub diferite formate. Pentru a face acest lucru, acționăm din nou meniul File, unde regăsim opțiunea Export. În acest moment, pentru a alege tipul fișierului în care dorim să exportăm această imagine, vom acționa opțiunea Select File Type.
Și se observă că avem la dispoziție o multitudine de formate de fișiere în care să putem exporta această imagine. O să alegem formatul PNG. Se observă că locația în care va fi exportată imaginea este pe suprafața de lucru în folderul numit afiș. Acționăm butonul export. Din fereastra nouă apărută, se acționează din nou butonul export. Și în acest moment, dacă ne vom deplasa în folderul de pe suprafața de lucru numit afiș, în interiorul lui vom regăsi alte două fișiere. Fișierul afiș.xcf, care este fișierul care conține documentul editabil în aplicația GIMP, și afiș.png, care nu este altceva decât imaginea afișului nostru creată cu aplicația GIMP. Acesta a fost tutorialul referitor la aplicația GIMP. Sper că v-a fost de folos. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!